Vrei să cumperi cele mai ieftine și cele mai șmechere jocuri? Intră chiar acum și folosește codul Costin pe eneba.com. Of, ce mi-aș dori și eu să am o familie, un copil, o fetiță îmi doresc. Mi-aș dori să am o fetiță frumoasă așa, să fie familia mea, că acum fac o casă și o să fie totul frumos. Cine a zis asta? Ce se aude? E cineva acolo? Alo? Hei? Cine e acolo? Ce s-a auzit? Cine ești? Ule, cine este acolo? Nu, Tiglu, băbitor. Cine e acolo? Mi-e foame. Vino mai aproape. Vreau mâncare. Cine ești? Nu știu cine sunt. Ți-e foame? De ce ești dezbrăcată? Îmbracă-te, uite, ia niște haine. Nu ți-e frig? Suntem Pampers, am făcut pe mine și nu am alt Pampers. Nu știu ce să schimb Pampers-ul. Mersi, de hăinuțe sunt foarte urâte, dar le iau că mi-e flic. Păi pune-le pe tine, vino puțin, vino după mine. Nu te apropia prea mult. Nu n-am mami și tati. Nu știu despre ce vorbești, dar nu te apropia prea mult de mine, haide, vino încet așa. Vino până aici. Eu te cred, dar nu știu ce să zic, e un pic ciudat, cine te-a adus aici? Nu știu. Ori te-au adus oamenii aia negri? Nu știu. Nu știu cine m-a adus. Aia negri. Sau ăsta, te-a adus ăsta? Ăsta te-a adus? Bă, de ce lăsa copilul aici? De ce dai în animale? Ești rău. Ba, nu sunt rău, nu, din contra, am vrut să te ajut, credeam că el te-a abandonat. Nu știu cine m-a abandonat. Uite, dă hainele jos de pe tine să nu le auzi și spală-te aici dacă ai făcut pe tine. Spăl-s. Bagă-te aici, hai că nu mă uit. Aole, e un monstru aici, stai că te ajut eu. Dar eu nu, mi-e foame. Îți dau și mâncare, dar mai întâi trebuie să te speli. Dar păi nu pot, de ce zici să mă spăl? Pentru că ai făcut pe tine. Cum adică? Zice că pot. Așa, gata, spală-te acolo. Gata, am intrat în apă. Gata, acum vine înapoi. Păi acum ce fac? Vine înapoi că te atacă ăia, aoleo! Da mai el! Gata, că uite că merge. Ai reușit? Stai că te ajut! Ai vrut să mă uneți? Gata, te-am tras. Ești rău. Nu am vrut, îmbracă-te înapoi, nu mai sta așa, că te vede lumea dezbrăcată. Gata? Uite ce urâtă sunt. Gata, haide să facem ceva de mâncare. Game mod. Aceasta este casa mea, este încă în construcție, dar o să te poți muta aici dacă vrei, dar mai întâi trebuie să discutăm niște chestii. Că nu te cunosc prea bine. Câți ani ai tu? Nu știu, cred că abia m-am născut. Ia stai să mă uit așa la tine. Aha. Câți ani am? Ai, după calculele mele, ai 3 săptămâni și 2 zile. Ce micuță sunt! Da, ești foarte micuță, așa că stai, imediat facem un foc aici. Să nu umbli cu focul niciodată, da? Dar tu de ce umbli? Eu pot să umblu cu focul. Pentru că sunt mare. Eu abia merg, vezi? Da, văd, păi dacă ai 3 săptămâni. Ok, deci după ce se gătește mâncarea o să-ți dau să mănânci, da? Păi am voie, cărniță. Păi ai voie, pentru că cărnița face bine la creștere. Și păi să crești... am 3 săptămâni, omule. Păi da, dar o să crești mai repede. Eu nu sunt un expert în crescut de copii. Dă-mi lăptic. Lăptic? Dă-mi lăptic, că mi-e sete. Lăptic. Uite, ia mâncarea aia de acolo. Uite, mâncarea s-o gătați. Ce e asta? Ce faci asta? Ce anume? Nu te pune acolo! Nu te pune acolo! Te pune acolo că-i foc! Vrei să te arzi? Dar păi nu vreau să mă arzi! Știi ce înseamnă să te arzi? Am super putere! Uite, îți arăt eu, dar să nu faci niciodată așa! Ai văzut? Am văzut, dar la tine a apărut culoșul. Și eu vreau să fiu culoșul. Nu te duci acolo! Nu! Pleacă de acolo! Ți-am zis că te doare, nu mai faci asta niciodată, să nu mai faci asta. Nu mănânc. Nu mănânc chestia ta. O duci așa la gură, uite așa. Vezi? Și mănânci. Nu merge. Ba da. Cred că nu mai mi-e foame. Nu-ți mai... ai zis că ți-e foame, mă, minți? Cred că nu mai mi-e, că nu merge să mănânc.
Ce copil mincinos. Uite, ia niște lapte. Ia niște lapte. Ia țacă. Bebelușii beau lăptic, nu mănâncă glătal. Gata. Tati, mi-e somnic. Ți-e somnic? Gata, acum facem. N-am înțeles, până la urmă ești tăticul meu. Da, eu sunt. Ăsta este patul meu. O să te las să dormi. O să te las să dormi în patul meu. Urcă pe aici, te rog. O să te las să dormi aici în patul meu și o să am eu grijă de tine toată noaptea, să nu cumva să vină monștri marini să... Tati, ce-i asta? Ăla e patul meu. Ai zis că acum ești tati, da? Da. Ăla e pat verde, e un lăs verde. Păi da, eu nu am de unde să aduc un alt pat. Dar nu vreau pat lor. Dar ăsta este patul pe care îl avem, nu ne permitem altul. Dar mi-e place orlozul. Păi da, dar nu ne permitem alt pat acum. Haide, copile, pune mâna și culcă-te! Vreau pat los! Culcă-te, copile! Copile, nu ai cunoscut adevărata latură! Pune-te repede și dormi! Dar eu nu vreau să dorm într-un pat. Trebuie să dormi, nu ai de ales, este târziu și or să vină monștri marini după tine! Verde de băieți! Vrei să vină monștri marini după tine? Ce aia, monștri marini? Monștri marini sunt răi și urâți și vin pe tine și te mănâncă! Nu, eu ți-am arătat cum fac. Eu ți-am arătat cum fac monștri. Pune-te repede și dormi, că este târziu. Dar dacă dorm... Mâine încercăm să aducem alt pat, îți promit. Sau unul roz, da? Promit că să aducem unul roz, da? Pune-te și dormi. Hai, dologă, mi-e așa somnic. Am dormit într-o groapă noaptea trecută. Ah, ce bine, uite, s-a trezit acum. Să facem cumva să aducem un pat. Eu am început construcția casei, nu am avut bani să cumpăr alte materiale și a trebuit să le cumpăr roz. Îți place? Acum punem gresia pe jos. Asta se numește gresie? Da, gresie. O, ce frumos! Eu sunt muncitor de meserie, sunt constructor. Da, și asta a mai rămas de la construcția casei unei fete și mi l-au dat mie proprietarii ca să fac aici. O, ce frumos e! Uite, vine urletul ăla la mine! Cine? Uite, monstru marin! Ți-am zis că el este! Gata! Da, am dormit! De ce mai vine dacă am dormit? Păi vine pentru că n-ai vrut să dormi! Tati! Uite, copilă! Stai, trebuie să-ți dau un nume! O să te numești... Tu știi cum te numești? Nu știi, nu? Păi nu știu, că eu n-am mama și tata. O să tu te numești mama și tata. Bebe Lavi. Lavi? E bine? O, îmi place, da. Așa? Am auzit că e o youtuberiță super tale, Lavi. Da, să intre lumea pe al treilea link din descriere. De fapt, scrie acolo Aron EZY Lavi, să se aboneze acolo la ea. Să te abonezi și tu. Să te abonezi și tu, da? Da, și da, când o să ai telefon. La tata Cotin, da? Când o să ai telefon. Da, să vă abonați. O să, dar nu acum. Acum uite, îți dau bățul ăsta în caz că mai vin monștri marini. În caz că mai vin monștri marini, nu mă lovi pe mine, că eu sunt muncitor aici, eu muncesc, uite. Când mai vin monștri marini, să te aperi cu el, da? Da, păi, tati. Da? Am înghețată. Dar nu avem înghețată, nu ne permitem înghețată. Dar noi nu avem un acoperiș deasupra capului și tu vrei înghețată, copile? Vreau înghețată, că plâng. Copile, suntem săraci, nu avem bani de înghețată. Vreau înghețată, tati. Uite, am un tort de săptămâna trecută. Olei, un tort expirat. Păi altul nu avem, nu am ce să fac. Asta, atât am permit. Ce sălăcie. Uite, l-am pus aici, poți să mănânci din el dacă vrei. Dar înghețată nu avem. De tată mi-am luat. Nu avem bani de înghețată. Știi ceva, copile? Dacă nu-ți convine, pleacă în altă parte. Nu este nevoie să ajungem la așa ceva. Nu este nevoie. Trebuie doar să mănânci tort și atât, copile. Îmi cer scuze, copile. Așa. Și promite că îmi cumperi înghețată. Promit că să-ți cumpăr înghețată, dar nu acum, copile, pentru că nu ne permitem. Trebuie să terminăm casa. Uite ce gresie frumoasă am pus pe jos. E frumoasă, că e roz. E frumoasă, nu? O să le dă toate fetele de tine. Nu o să-mi găsești mama niciodată, că o să le dă de tine. Ba da, eu să știi că am o iubită și încă nu a venit aici pentru că nu am casă. Și a zis că dacă n-arem casă, nu o să vină. Am o mamă.
Sper să fie mai deșteaptă decât Așa ar tine. trebui. Și mai cunosc eu pe cineva. Ai două iubite? Nu, tată, nu sună iubită, mami. Nu, 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 mai cunosc pe cineva, un băiat. Ah, e un iubit. Nu, un iubit, nu, nu, un iubit, unde ești, copilul? Nu, a, pentru tine, nu știu ce să zic. E un băiat așa frumos și deștept. Știi despre cine vorbesc? Nu. Despre Bebe Nociv, ai auzit de el? Am auzit, dar e mai mare decât mine. E mai mare, păi așa trebuie. Așa trebuie să fie mai mare decât tine. Și mă las să fie, să fiu cu Bebe Nociv când cresc mare. Când o să crești mare și când o să, când o să vă cunoașteți, dar momentan trebuie să stai cu minte. Dacă, cu minte. Dacă nu stai cu minte, cu minte, nu o să, nu o să vrea să se cunoască cu tine, pentru că lui îi plac numai fetele cu minți. Unde te-ai dus? Vină înapoi! Hei! Copilă, vină înapoi! Lasă, tati, ești glas. Trebuie să slăbești. Dar nu trebuie să slăbesc, eu trebuie să muncesc. Slăbesc. Copile, vină încoace. Nu te duci acolo! Oh, gata, am stins focul. Vai. Vai, ce bine. Foc înseamnă ceva rău. Copile, stai aici. Vino deci, aici. Tu de ce ai zis? Când ai zis că faci focul, ai zis că faci ceva rău? Păi da, este ceva rău care îți face rău, dar câteodată îți face și bine, adică îți face de mâncare. Înțelegi? Păi și dacă faci rău, n-ajungi la pușcălie că faci ceva. Uite, rău, adică nu, faci focul? Nu, dacă te vede poliția dacă că faci focul, focul unde nu trebuie, dar eu fac focul la mine acasă. Uite, ți-am dat niște mâncărică să mai mănânci în caz că ți-e foame. Mersi, tati, da? N-ai bani să-mi cumperi niște fructe de mare, îmi tot ai cărnița de foc. Fructe de mare? Dar n-am auzit niciodată de așa ceva. De unde știi tu de așa ceva, copile? Păi eu sunt un bebe deștept. Cum? Toate? Unde știi toate astea? Parcă aveai 3 săptămâni. Păi am 3 săptămâni, dar în astea 3 săptămâni eu am fost la un restaurant în New York. Am mâncat fructe de mare. Unde ai fost? În New York. Ce e ăla? În New York? În New York? York? Ia, New York, e un olaș. Un olaș din America. Cine te-a dus pe tine acolo și cum ai ajuns așa repede aici? Păi nu știu, că nu mi-amintesc. Nu-ți amintești, a? Eu cred că ai visat urât, copile. Păi, urlet să mănânci fructe de mare, urlet e să faci focul, că e lău. Păi fructele de mare tot la foc se gătesc. Da? Da. Nu știam. Acum știi, ai mâncat ceva rău, ai văzut? Să mănânci fructe de mare. Ai mâncat ceva rău. Uite, aceasta o să fie camera ta. Curios. Da. Dar de ce mă închizi aici? Dar nu te închid. Am făcut așa ceva frumos. O să vezi da, o să am și ok de la casă. Nu o să pot să plec când vreau. Dar nu o să poți să pleci. Ești un copil. Unde vrea să pleci? Păi vreau să plec și eu cu mami. Păi da, mami, nu o cunoști încă pe mami. Păi da, zis că o să cunosc. Păi da, dar nu acum, mai durează până când o să o cunoști. O să te bată mami cu băgălețul dacă nu mă lasă să plec. Păi dar nu ai voie să pleci, pe cum adică dacă află mama ta că ai plecat, o să mă omoare. Păi fiu, asta vreau. A, deci vrei să, deci vrei să scap de mine, să înțeleg. Nu, tati, nu, am gumit. Am înțeles. Deci de-astea faci copil, lasă că o să te închide în cameră. Lasă că o să, o să am vezi zis că tu nu mă închizi. Păi o să te închid acum. Da, dacă nu ești tati cu minte. Nu mai plânge, nu mai plânge, te rog frumos, nu mai plânge că uite. Pe mine. Iar ai făcut pe tine. Da, dă-mi alte haine. Păi cum adică eu stau și muncesc la casă și tu faci pe tine? Uite dacă nu avem WC-ul. Păi nu avem încă WC-ul, trebuie să vină tatălui Nociv să construiască un WC-ul pentru că eu nu mă pricep la WC-uri. Pe tata lui, lătul ăla să construiască WC-ul. Păi da, pentru că el se pricepe. Păi și tu mai mai ceta că fac pe mine. Păi da, dar nu știu, nu știu ce să fac acum, cum? Eu nu știu să schimb scutece, mai ai scutece? E, lasă că mi l-am schimbat singură. Ți-ai schimbat scutecul? Băi da, dacă mă bazezi pe tine. Dă-mi hainele să le spăl. Stau și put. Ia urâtele astea de haine, sunt ale tale. Păi sunt hainele mele, dar hainele astea ți-au salvat viața. Eu vreau haine de fetiță. Vino aici să spălăm hainele, vino să te învăț să speli haine. Dar eu vreau haine de fetiță, vreau lochițe. Păi dar nu avem acum lochițe, că n-avem bani, nici măcar că acoperiș n-avem, ți-am mai spus. Putițe. Uite-l, vezi pe ăsta? Pe cine? O să te mănânce. Am plecat. Păi vezi? Stai cu minte.
Stai cu minte, vină pe aici, vină pe aici. Vină după mine că ești în siguranță dacă vii după mine. Mergem să-mi iei lochiță? Nu, mergem să spălăm hainele, uite aici. Aici este spălătoria de haine. Aici, așa, se aruncă, aici se aruncă toate hainele. Dar nu e un lac? Păi da, dar aici le spălăm noi, că suntem săraci, n-avem bani. Ok. Uite, așa. Nu mai sunt murdare? Nu, pentru că le-am spălat. Și uite, acum ți le dau înapoi, spălate. Ok, le jucăm cu umpele altele. Păi nu avem bani să cumpărăm alte haine. Da, trebuie să înțelegi asta. Hainele? Dacă le porți odată, le arunci. Păi nu, hainele se spală. Hainele sunt de unică folosință, ca farfuriile. Nici farfuriile nu sunt de unică folosință. Tati, cum să uite, nu? Uite, ia o floare, uite, ia o floare. Mulțumesc. Dar ce fac cu ea? O plantezi? Uite, merge să dau în tine cu ea? Nu, nu, nu. Plantează, uite, asta e floarea ta, să ai grijă de ea acum, da? Uite, mai ia și niște lăptic, să mai bei niște lăptic. Așa, da, uite că se face noapte tati. Nu se face noapte, nu. Mi-ai promis că mi-aduci pătuci roz. O să aducem și pătuți roz. Aducem și un pătuț roz, am pregătit eu totul. Tu vino aici, spune te rog ce culoare vrei să aibă geamurile tale. Loz. Loz? Pe loz. Toată camera o să fie roz? Loz. Loz și roșu. Și roșu? Mhm. Uh-huh. Dar de ce roșu? Pentru că sunt culorile mele favorite. Da? Păi da. Aoleu. Păi... Nu știu nimic de fete. Nu știu culori, nimic. Culori de fete. Uite, aici o să facem un pic așa preventiv. Deasupra nu patului. Nu ai avut fete niciodată, nu știu nimic de fete. Păi nu știu că eu nu sunt fată, eu sunt un bărbat. Păi ce-i? Cum? Ce-i dacă ești bărbat? Păi eu nu știu nimic despre fete. Uite, ți-am făcut aici și uite, am făcut și un pat roz. Asta da. Acum trebuie să dormim. Mie nu m-am putut roz. Tu de ce nu te pui la somn, tăticu? Mă pun și eu acum la somn, gata. M-am pus și eu la somn și acum trebuie să comandăm geamuri. De fapt, am comandat geamuri. Ce faci? Tati. Gata. Visandurile. Ce visat? Ce visat? Se făcea că m-a adoptat un tiglu, urleții. Păi eu sunt un tiglu, hei! N-a fost un vis. Hei, copile, nu mai vorbi urât. Copile, nu mai vorbi urât. Ce faci dacă vorbesc urât? O să te dau spre adopție la oamenii răi. Păi tu m-ai adoptat. Practic am ajuns deja la adopție la oamenii răi. Păi eu nu sunt un om rău, eu sunt un om bun care te-am ajutat și ți-am dat o haină. Ai luat și hainele de pe mine. Păi ce miți? Mi-ai dat 1, 2, 3, 4 haine. Păi da, ca să nu-ți fie frig noaptea. Da, sunt urâte. Sper că nu mă trimiți la școală cu hainele astea. Nu, că tu încă nu te duci la școală, că ești prea mică. La creșă. Nu te trimite la creșă, avem noi grijă de tine. Eu și cu mama ta, dar încă nu este aici mama ta. O eu să vină. Să vină mami. Păi așteaptă, dar trebuie să eu construim și noi. Trebuie să construim casa asta. Cum adică te-ai săturat de mine? Păi, dar nu ții nimic de fete. Păi, dar mi-e nu știu, pentru că eu sunt băiat. Păi lasă că te învăț eu. Măcar ți-am adus patul roz. Tu știi câte sacrificii am făcut pentru patul ăsta roz? Ce înseamnă sacrificii? Uite ce ai făcut. Uite că am ce s-a întâmplat? Ce ai făcut, copile? Nu am făcut nimic, au venit în nenea. Copile, ești pedepsit. Copile, pune-te aici la colț. Pune-te aici la colț. Nu a fost nimeni. Pune-te la colț aici, te rog. Dar eu nu. Copile, pune-te la colț imediat. Tati, rău. Te-am văzut, copile, când ai făcut prostii. Eu nu, tati, de ce nu mă clezi? Gata. Stai la colț acum. O să vezi tu ce o să-ți facă mami. Nu o să-mi facă nimic pentru că am dreptate. Ai vrut să strici... O să te bată cu văcălețul și cu tigaia în cap. Ai vrut să strici casa. O să-ți dea cu tigaia în cap. Nu, copile, nu ai voie să spargi. Nu spargi nimic. Nu, pe episodul următor mă mai gândesc dacă te scoat din pedeapsă sau nu. Dați like, mă, să mă scoată ăta de deci aici. Nu uita să dați acolo butonașul de like, să vă abonați, să ne strângem cât mai mulți și să distribuiți acest videoclip. Dacă vreți ca Lavinia să nu mai fie pedepsită. Pentru că
A fost o braznică și a bubuit casa. Eu mă chinui aici și fac sacrificii și mă împrumut de bani ca să fac o casă și ea lasă distruge casa. Lasă că ne lăgânăm noi pe tati rău, tati rău. Lasă, lasă că o să vezi tu, Lavinia, o să vezi. Lasă că vezi tu, tati. Bun, cam asta a fost episodul. Nu uitați de un like, un share și un subscribe și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!